Mm-hmm. Timp de secole, oamenii și vrăjitorii au trăit împreună în pace. Cu toate acestea, liderul vrăjitorilor, Mordred, decide că vrea mai mult și-și trimite armata să atace regatul Camelot. Sute de vrăjitori, împreună cu bestii de război gigantice, încep un atac foarte agresiv. Și oricât de mult ar lupta, apărarea Camelotului nu este suficient de puternică. Prințul Vortigern, care pare să simtă magia, îi spune fratelui său regele Uther că ar trebui să se predea, dar el îl refuză. Cu legendara sabie Excalibur în mână, el se află față în față cu Mordred, iar puterea sabiei este suficientă pentru ca să-și învingă inamicul. Mai târziu, Uter și Consiliul său se întâlnesc pentru a decide ce să facă cu vrăjitorii. Sir Bediver și Sir William îi reamintesc că vrăjitorii nu sunt oameni răi, că Mordred a fost de vină și acum a dispărut. La urma urmei, vrăjitorul Merlin a fost cel care a dat lui Uther Sabia, iar Vortigen a studiat cu vrăjitorii cu câțiva ani în urmă. Uter le înțelege punctul de vedere și este de acord să renunțe la orice agresiune împotriva vrăjitorilor, dar Vortigen nu este de acord. Noaptea, Vortigen le spune oamenilor săi să se pregătească și își duce soția într-o temniță secretă a castelului pentru a o sacrifica pentru putere. În timp ce soldații lui Vortigen încep să pună stăpânire pe castel, Uther o trezește pe soția sa și pe fiul său Arthur pentru a scăpa prin temniță. Cu toate acestea, un cavaler demonic îi găsește și ucide pe cei doi, în timp ce copilul scapă cu o barcă pe care râul o duce la Londinium. Barca este găsită de Lucy și micul Arthur crește într-o casă infamă, crezând că este fiul uneia dintre femeile muncitoare, în timp ce Vortigen prea tronul. Arthur este hărțuit de ceilalți copii din cartier și îl roagă pe maestrul de cufu George să-l învețe cum să lupte. Când devine adult, Arthur este șeful cartierului, dar suferă în continuare de coșmaruri care arată cavalerul demonic și femeia de pedig. Între timp, Vortigen conduce legatul cu multă cruzime și își folosește mare parte a resurselor pentru a construi un turn uriaș. Într-o dimineață, el descoperă că toată apa din jurul castelului s-a retras, dezvăluind locația lui Excalibur, care se află pe o stâncă. Soldații se luptă pentru ea, dar nimeni nu pare a fi capabil să o extragă. Îngrijorat de implicații, Vortigen le vizitează din nou pe vrăjitoarele din șanț pentru a le spune că a sacrificat o persoană iubită pentru a obține puterea și că nu ar trebui să existe obstacole. Vrăjitoarele îi spun că echilibrul este inevitabil. Dacă o parte a puterii crește, trebuie să crească și cealaltă. Dacă vrea să oprească sabia, trebuie să-l găsească pe Arthur și să-l ucidă. Între timp, Arthur o surprinde pe Lucy cu banii pe care i-a luat de la ultimul bărbat care a lovit-o. Lucy este impresionată pentru că bărbatul era un viking, iar poporul său poate fi foarte periculos. În acel moment, Jack și un grup de gărzi regale apar la bordel în căutarea unui rebel care a atacat corabia regelui. Arthur nu este un fan al regelui, dar nu vrea să-și pună în pericol iubitele sale doamne. Așa că atunci când îl găsește, pe William ascuns în bordel, îl predă gărzilor. Apoi Jack cere o întâlnire privată cu Arthur și cu prietenii săi din copilărie, Tristan și Beck, pentru a afla ce se întâmplă. Arthur le explică faptul că a luat banii de la vikingi pentru că aceștia s-au întors împotriva lui Lucy și George și spune că echipa sa nu a folosit violența. Evident, Jack nu-l crede și cere lui Arthur să fie mai atent, deoarece vikingii se află sub protecția regelui. Vortigheni cere lui Maggie, o doamnă de onoare a regelui, părerea poporului său, fără să știe că Maggie lucrează în secret cu rezistența și minte când îi spune că poporul își iubește regele. Noapte. Arthur este trezit de prietenii săi, care îl avertizează că au venit după el gărzile regale. Arthur încearcă să scape, dar gărzile îl prind pe drum și îl duc înapoi la Camelot. În port este o coadă imensă pentru test, așa că Arthur trece pentru a evita să mai aștepte. De îndată ce Arthur apucă sabia cu ambele mâini, întregul regat începe să tremure, iar runele de pe sabie strălucesc. Spre surprinderea tuturor, Arthur scoate sabia din stâncă, dar este așa de puternică încât leșină. Mai târziu, Arthur se trezește într-o celulă cu Vortigen. Regele explică faptul că sabia dovedește că Arthur este fiul lui Uther, dar Arthur neagă acest lucru. Între timp, în ascunzătoarea rebelilor, Rubio ia un vrăjitor pentru a-l găsi pe Bediver. Această vrăjitoare a fost trimisă de Merlin pentru a-l ghida pe Arthur, dar are nevoie de ajutorul lui Bediver pentru a ajunge la castel. Câteva momente mai târziu, toți locuitorii din Camelot se adună în jurul castelului pentru a-l vedea pe rege. Vortigen vrea să folosească această ocazie pentru a le câștiga respectul prin frică, iar Arthur trebuie să le facă jocul. Dacă nu cedează puterea lui Vortigen, gărzile s-au vor ucide pe Lucy. Când apar în fața publicului, Arthur are ocazia să ia Excalibur și să se apere dar refuză pentru a-și proteja fetele. Arthur este numit trădător și va trebui să moară. Când gărzile sunt pe cale de a lucide pe Arthur, vrăjitoarea trimite un vultur să-i oprească și nebunește toți caii și câinii. Mulțimea începe să fugă, iar gărzile se concentrează pe protejarea regelui, dându-le rebelilor șansa de a-l salva pe Arthur și de a recupera Excalibur. În timp ce muncitorii profită de ocazie pentru a scăpa, Arthur fuge împreună cu rebelii și cu vrăjitoarea, în timp ce aceștia se luptă cu gărzile în mijlocul haosului. În cele din urmă ajung la scuzătoarea rebelilor, unde Arthur este surprins să fie arestat. William a scăpat de -a rest și este găsit aici. Bediver și William îi explică faptul că locuința lui Arthur a fost incendiată și că nu mai se poate întoarce, și de asemenea vor să vadă ce poate face cu sabia. Arthur se preface că nu vrea să lupte, înainte de a începe cu ușurință să bată niște rebeli. Când este rândul lui William, Arthur apucă sabia cu ambele mâini și începe să vadă viziunile și apoi leșină. Câteva ore mai târziu, Arthur este trezit de coșmarurile obișnuite, deoarece vrăjitoarea face un ritual pentru a înțelege sabia. Vrăjitoarea îi spune că el nu acceptă sabia, iar Arthur neagă acest lucru, spunând că nu este regele legendar pe care îl doresc. Mai târziu, ea îi cere lui Bediver să-l ducă pe Arthur în tărâmurile întunecate. Arthur este dus pe insula, insulă, unde fata îi spune că trebuie să ajungă la turn și să atingă piatra altarului cu sabia. Arthur nu este prea îngrijorat pentru că se gândește că va fi ca o plimbare, dar după ce este lăsat singur, descoperă că insula este plină de creaturi terifiante. Asta îl obligă să-și folosească mai mult sabia pentru a se apăra, omorând toți monștrii care ies în cale. După câteva zile de supraviețuire, Arthur ajunge în vârful unui turn și își pune sabia pe altar, care se aprinde imediat și sperie toate fiarele. Magia se activează și arată amintirea amintirea completa nopții în care familia s-a murit. Cavalerul demonic o ucise pe regină, așa că Uther a început să urmărească demonul cu Excalibur. În timpul luptei, Uther a scăpat sabia, iar micul Arthur i-a dat înapoi, înainte ca tatăl său să-i spună să fugă. Micul Arthur a plecat cu barca, închizând ochii pentru a nu asista la moartea tatălui său. Excalibur a căzut pe spatele lui Uther, transformându-l în piatră care a dus sabia în apă. Cavalerul demonic s-a transformat și a devenit Vortigen, care plănuie să intenționa toate acestea. După viziune, Arthur leșină și trebuie să fie salvat de bediver și de vrăjitoare. Arthur Arthur de dă seama că turnul de pe insulă este același cu cel pe care Vortigen îl construiește în Camelot, iar fata explică faptul că Vortigen va deveni la fel de puternic ca Mordred când îl va termina, motiv pentru care a apărut acum sabia. Bediver spune că Vortigen a fost cel care a început războiul împotriva vrăjitorilor. El a făcut un pact prin care a promis că va împărți puterea cu Mordred dacă îl va ucide pe Uder. Mordred a fost de acord, l-a ucis pe regele vrăjitor și a luat o iagulă regală în turn pentru a debloca forțele întunecate. Mai târziu, Merlin a furat oiagul și a făcut din el Excalibur și l-a folosit pentru a distruge turnul. Apoi a dat Excalibur doamnei lacului, care l-a legat cu sângele lui Uder. Când se întorc la scunzătoare, prietenii lui Arthur îl așteaptă. Au reușit să salveze fetele și câțiva prieteni, dar majoritatea oamenilor au scăpat. Arthur devine furios și decide să-l ucidă pe Vortigen pentru a se răzbuna. Mai târziu, Arthur îi prezintă prietenilor săi pe rebeli și aceștia încep să pregătească un plan. William vrea să se întâlnească cu baronii celor mai importante familii din regat pentru a le cere sprijinul, dar Arthur refuză. În schimb, Arthur propune să-l atragă pe Vortigen din castel și să-l facă să vină la Londinium prin distrugerea ceea ce îi pasă cel mai mult, turnul. Se folosesc de informațiile lui William despre rutele de transport ale regelui pentru a salva o copiii folosiți ca sclavi. Dorin să recâștige controlul, Vortigen vă o întâlnire cu toți baronii din Londinium. Câteva momente mai târziu, Maggie ajunge la ascunzătoare și le spune tuturor despre iminenta întâlnirea lui Vortigen, inspirându-i pe rebel să pregătească un plan de asasinare a lui Vortigen atunci când acesta va vizita Londinium. Ei au nevoie de o clădire sigură de unde să tragă, așa că William demonstrează că poate ucide pe oricine cu arcul său de la 175 de metri. Când sosește ziua, Arthur îl privește pe rege sosind în trăsură și se gândește că este prea ușor. Se dovedește că totul este o capcană și că Vortigen se ascunde cu Meg într-o barcă pentru că știe că el pionează și s-a folosit de pentru a aranja acest lucru. Gărzile dau imediat alarma și încep să cerceteze orașul în căutarea rebelilor. Grupul lui Arthur încearcă să se ascundă în mulțime, dar gărzile îi găsesc și începe o bătălie crâncenă, în timpul care Beckleck este rănit. Acesta le spune să continue fără el, iar grupul continuă să lupte pe străzi. Rubio rămâne și el în urmă pentru a distrage atenția gărzilor, în timp ce grupul intră în școala lui George, care are un tunel secret pe care îl pot folosi pentru a scăpa. Gărzile pătrund înăuntru și începe bătălia, în timpul care vrăjitoare încearcă să ajute comandând păsările ei. Planul nu funcționează și este capturată. Arthur devine atât de furios încât apucă sabia cu ambele mâini și învinge armata în câteva secunde. Această demonstrație de putere este văzută de vecini prin ferestrele lor. Ulterior, rebelii se ascund într-un adăpost și decid să aștepte până noaptea pentru a se întoarce acasă. Pe străzi, oamenii încep să se revolte pentru că povestea lui Arthur se răspândește, dar el nu vrea să fie încă protagonist. Când se întorc la ascunzătoare, Arthur se gândește la toate viețile pierdute doar pentru el, așa că trebuie să-și arunce sabia în lac și să fugă. Sabia este găsită de doamna lacului și când Arthur cade în noroi, doamna îl prinde pentru a-l duce în burlogul ei și arăta ce va face Vortigen dacă nu este oprit. Arthur asistă la viziunea camelotului complet în ruină din cauza curzimii lui Vortigen și acceptă în cele din urmă sabia. Înainte de a o părăsi, doamna îi amintește că Vortigen trebuie să fie învins în turn și că Arthur trebuie să aibă încredere în vrăjitoare. Când rebelii îl găsesc pe Arthur, el este trezit de puterea sabiei. Între timp, Vortigen îl capturează pe Rubio și îl rănește până când acesta îi dă informații. Câteva momente mai târziu, Arthur află că revoltele se răspândesc în toată țara numele său. Arthur Arthur anunță că este gata să atace, așa că rebelii se întorc la scunzătoare pentru a se pregăti. Din nefericire, ei găsesc un masacru care așteaptă și o gardă regală cu un mesaj de la Vortigen. Arthur trebuie să ajungă la castel înaintea pusului, altfel îi vor ucide pe blu și pe vrăjitoare. Cel care se duce la castel este Bediver, pentru că vrea să verifice dacă este adevărat că ostaticii sunt în viață. Vortigen este de acord să schimbe Excalibur cu vrăjitoarea și să-l aștepte pe Arthur până dimineața. Odată ce vrăjitoarea se reîntâlnește cu rebelii, ea decide că este timpul să trezească ceea ce este în interiorul lui Arthur. Ea un șarpe care îl mușcă de gât pe Artur. Iar veninul acestuia îl face capabil să vadă toate creaturile magice care se ascund în natură. Vrăjitoare promite de asemenea că acest venin îl va proteja. Câteva ore mai târziu, Artur sosește la castel, în timp ce vrăjitoarea duce vulturul cu un șarpe. Artur este dus să-l vadă pe rege, dar când Vortigen este pe punctul de a lucide, acesta vede șarpele. Vortigen îl ucide și din greșeală înfige sabia în piatră și rămâne blocată. În acel moment, fata trimite un șarpe uriaș în castel, iar fiara ucide toate gărzile, în timp ce Artur recuperează Excalibur. Pe străzi, Belly salvează pe toți prizonierii pentru a le permite să înceapă din nou să se revolte. Vortigen vrea mai multă putere, iar vrăjitoarele îi reamintesc că există un preț de plătit. Neavând altă opțiune, Vortigen își afica și -o ucide în timp ce plânge. Apoi duce cadavrul la Himere și devine din nou demonul. Afară, Arthur se luptă cu toți gardienii care stau în cale și învinge cu ușurință datorită puterii sabiei. Gărzile sunt atât de speriate încât își aruncă armele pentru a lăsa să treacă. În timp ce rebelii sosesc pentru a cuceri castelul, Arthur intră în turn și sabia reacționează la magia prezentă. Arthur este teleportat în vârf, unde îl așteaptă Vortigen și începe o luptă. Datorită sacrificiul său, Vortigen este foarte puternic și îl învinge pe Arthur în câteva secunde. Când Vortigen anunță că sabia este a lui, veninul își face efectul și îl face pe Arthur să aibă ultima viziune. De data aceasta, Arthur nu și apucă sabia înainte ca aceasta să se înfigă în trupul tatălui său. El se trezește și descoperă că Excalibur este mai puternic. Arthur apucă imediat sabia și se luptă din nou cu Vortigen și acum controlează mai bine puterile sabiei. Vortigen este lovit și Arthur reușește în cele din urmă să-l spunând că a devenit ceea ce este datorită lui Vortigen, care l-a trimis pe drumul său. El activează apoi magia sabiei pentru a distruge turnul. A doua zi, regatul și-a rămas bun de la toate viețile pierdute în timpul războiului. Mai târziu, Arthur arată echipei sale masa rotundă pe care ales-o pentru întâlnire. Lor. În cele din urmă, William însuși îl numește pe Arthur Cavaler, făcându-l rege oficială. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!